defolierea în prima fază. Câteva detalii despre acest viitor bonsai ar fi în felul următor. Are vârsta de un an de zile de la recoltare și de la plantare la vas. Așa. Bun. Deci dacă acum un an de zile l-am recoltat și l-am plantat într-un vas timp de un an de zile pentru a-și dezvolta rădăcinile hrănitoare, după un an de la plantare în vas, am obținut următoarele creșteri. 1, 2, 3, 4. De ce nu sunt mai mari creșterile astea și doar așa mai subțirele? Pentru că nu a avut sistemul radicular în urma recoltării, nu a avut un sistem radicular foarte bine dezvoltat, ba mai degrabă unul foarte sărăcăcios, și a fost pus într-un substrat pe bază de mai mult de nisip permisibil pentru a-și dezvolta sistemul radicular. Și am obținut aceste creșteri timp de un an de zile. Așa. Am patru șarpanti. Uite așa, hai să-l ținem așa. Hai să-l ținem așa. Acum, acest exemplar urmează a fi introdus într-o groapă, într-o gaură de dezvoltare, în care va sta undeva între 2 și 5 ani, depinde, în funcție de cum se dezvoltă. Se dezvoltă în 2, treaba e bună. Se dezvoltă în 5, treaba nu e prea bună, dar e important să se dezvolte. Așa. Bun, l-am defoliat. Și în cazul lui vom lucra cu sârmă. Pentru că aceste creșteri, toate creșterile pe care le are, obținut într-un an de zile de la recoltare, sunt cam drepte. Nu prea au modelajul și forma necesară. Și o să-l împachetăm cu sârmă pe dânsul.
Așa. Acum, înainte de a modela șarpanta asta, patru la număr, avem una în plus, a cincea. Din a cincea, uite, aici asta este, pentru că am ales să-i dăm o coroană deschisă. Da? Este deschisă, se observă clar că totul este deschis. Asta, în schimb, din totalul de 5, a 5-a, asta e 5-a, pleacă pe verticală. În primii ani de formare a unui bonsai, în primii ani pot să spun și 2 ani, și 3 ani, și 4 ani, și chiar și 5 ani. Putem spune treaba asta. Este permis, nu că doar permis, chiar este indicat, de a accepta și creșteri verticale din șarpanta principală. Pentru că orice creștere auxiliară pe șarpanta noastră principală reprezintă ramură de sacrificiu. Ramură de sacrificiu. Ramura asta a fost lăsată, dacă s-a dezvoltat de aici, a ieșit dintr-un muguri și s-a dezvoltat, n-a făcut altceva decât să-mi îngroașe șarpanta mea principală care îmi rămâne. Deci asta este de sacrificiu. Până nu, și noi elimin. Asta nu se elimină decât la final, în ultimul an. În ultimul an pe care l-am ales noi. Deci este indicat ca din fiecare șarpantă, să păstrăm. Acum sistemul radicular este dezvoltat. Odată introdus în pământ, în gaură, în groapă, el se va manifesta și cu totul altfel. Adică va porni mult mai puternic. Asta e ideea. Va porni cu mult mai puternic. Dar revenind la ramura de sacrificiu, care este asta, uite, asta e ramura de sacrificiu, asta nu va fi păstrată în componența bonsaiului. Ea va veni eliminată, dar nici de cum în anul ăsta, nici la anul, nici la așa. Am un mugur aici, doar că va veni scurtată. Și ca să nu ne incomodezi prea mult la modelarea celor patru principale, analizăm câți muguri are pe ea. Am un mugur foarte viabil aici. Pe partea asta nu mai am nimic și de aici urc în sus și nu știu ce. Mie mi-ajunge un mugure, pentru că eu știu că din mugurele alea îmi va genera o nouă creștere, mult mai viguroasă. Șarpanta principală viguroasă va transmite energie către secundară care a fost mai puțin viguroasă și va dezvolta de aici o creștere extrem de viguroasă. Ideea de a lăsa această porțiune de ramură este pentru a-mi îngroșa șarpanta principală. Și așa se va proceda și în anii următori. Am ales patru șarpanti principali. Din toate cele patru șarpanti am doar una cu creștere secundară. Și o păstrez. Aștept și aici. Creșteri secundare de genul ăsta pe următorii ani, uite, aștept aici, toate ramurile astea care vor crește, deci toate creșterile astea vegetative îmi vor folosi drept ramuri de sacrificiu menite a îngroșa șarpantele mele principale. Deci creșteri. Am nevoie de creșteri. Asta, ca să sunt groași, are nevoie de cât mai multe creșteri de genul ăsta. Secundare. Și aici la fel. Creșteri care vor fi eliminate la final. Asta, peste vreo 3-4 ani, va fi eliminat.
îmi va îngroșa, îmi va aduce șarpanta asta la grosimea necesară, încât fiind foarte aproape, fiind foarte la bază, eu va trebui să o scot și mă voi axa doar pe ce va produce în zona asta, pe vârfuri. Uite, asta de exemplu, hai să dăm așa, am aici două creșteri, asta este șarpanta principală și din șarpanta principală am două creșteri, astea trebuie dispărțite cumva, sunt prea apropiate, trebuie analizat fiecare aspect în parte. Există două variante acum de modelare și de formare, ca să spunem așa. Pot foarte simplu, dar nu prea am de unde. Uite, aici eu nu am muguri. Aici din mugurile astea îmi va rezulta o creștere pe verticală. O voi lăsa, o voi păstra. Astea două sunt bune. Dar și pe astea le voi scurta, pentru că am deja doi muguri aici care vor vegeta, bang, tai. Am doi muguri care vor vegeta, bang, tai. Deci le iau vârfurile, cum s-ar spune. Îl aplatizez sau nu? Eu zic, deocamdată, că am o deschidere destul de bine și în cazul de față, nu voi mai aplatiza mai mult decât este deja aplatizat. Am deschiderile necesare. Deci, urmează a-l înfășura cu cabluri doar efectiv pentru a-i da o anumită formă, o anumită șerpuire, o anumită modelare, da? Pe care vom... Vârfurile toate vin scurtate, să fie clar. Uite, și dacă tot suntem la capitolul ăsta, hai să facem operațiunea asta acum. Deci, efectiv, doar vârfurile. Foarte subțiri. Vârf, atât, doar vârf. Uite așa. Uite așa. Uite așa. Și uite așa. Bun, vârfurile. Asta de rezervă e aici, nu-i problemă, rămâne în continuare acolo, pentru că pe fiecare în parte ne vom dori în anul viitor, adică 2022, noi creșteri verticale care vor servi drept ramuri de sacrificiu, care nu servesc la altceva decât de a-l îngroșa pe astea. Ok, dacă am hotărât că cam totul este la egal, așa, aproximativ, suntem în faza incipientă, deci suntem la început, nu putem lua decizii pe termen foarte lung. Eu abia acum modelăm, abia acum direcționăm și mai vedem la anul ce rezultate am obținut. Abia atunci luăm alte decizii, vine eliminat, vine scurtat, vine făcut, vine dres. Asta este metoda cu cablu, că după metoda cu cablu înfășurat pe cele patru șarpante, vom prezenta altă variantă fără cablu, și anume formarea unui bonsai doar din foarfec. Tot așa pe cireș. Despre cireș discutam aici. Sper că se observă destul de bine.
Hai să o luăm mărunțel. Hai să o luăm mărunțel. Ia să vedem ce avem pe aici. Mai lungi, mai scurti, mai duri, mai flexibili, mai comorfieli. Dar avem de unde alege și așa. Îndreptăm și începem treaba. Bun. Cea mai lungă. Cea mai lungă. Cred că nu am nevoie de atât de lungă, dar... Dar... Ne mai gândim. Nu e prea lungă. Cred că... Asta ar fi dimensiunea standard. Da, cam asta ar fi. Bun. Hai să începem cu asta. Deci, uite, să-și vede bine pe cameră. Avem și ramura de sacrificiu pe ea. Să începem de undeva, de la juncțiunea asta. Și începem înfășurarea. Nu vrem sub nicio formă să rănim mugurii deja existenți. Așa, bun. Odată înfășurat, am zis că nu intenționez să-l aplatizez mai mult decât este deja aplatizat. Și atunci, cablul ne va ajuta să-l formăm. Doar că, pe lângă faptul că trimitem această șarpantă pe verticală, o să încercăm cumva să-i dăm și o formă fără a distruge mugurii viabili rămași. Băi, cât de cât, da? Uite-și. Uite, este mai mult ca suficient. Este mai mult ca suficient cu astfel de modelare. Și ca să vadă mai bine, din dreaptă, care era foarte dreaptă, i-am dat un S-shape de nu s-a văzut. Mă mulțumesc cu atât deocamdată. Dacă tot suntem pe șarpanta asta principală, așa, și am modelat aici cât de cât. Așa. Hai să trecem la asta. Asta fiind mai subțirică, o să-i dau un cablu mai scurt și mai maleabil, mai subțirel. Așa. Strângem bine la bază. Plecăm să-mi vin aici pe direcții. Și începem împachetarea. Mugurile astea e în pericol aici. Trebuie să-l depășim.
Să-l vom depăși. Toți mugurii trebuie protejați. Uite așa. Acum ce observi aici? Uite că pe traseu, deci pe măsură ce au loc împachetări și despachetări, observând și anumite chestii. Am porțiunea asta de creștere anuală, vegetativă, pe care eu cu cablu m-am oprit aici. Și aici am un mugur extrem de viabil, care îmi va provoca creștere. De aici, elimin. Voi avea o creștere extraordinar de viguroasă din mugurile astea. Se vede aici mugurile. Și acum își dau și ăstea un sens. Un sens. Uite, cred că asta e. Cred că asta e termenul cel mai potrivit. Un sens în viață. În primul rând, am zis că nu ne aplatizăm cu ăsta. Modelul ăsta, deci pe ăsta nu-l facem aplatizat. Vor fi și modele, vor fi și exemplare care vor fi aplatizate. Acum ăsta se duce încolo, mugurile vegetativ care va bufni la primăvară e aici. Deci automat cam totul trebuie întors în partea asta. În partea asta, așa. Așa, da. Așa, da. Ceva de genul. Uite așa. Da. Sper că se vede destul de bine. Ia să-mi caut eu un carton, mă. Ceva am găsit. Așa. Ia să vedem. Suficient. Lasă-l așa că e prea mititel. Să nu forțăm nota. Din primul an, adică nu poate fi și modelat și dezvoltat și frecat și nu știu ce de gata din primul an de la plantare. Asta este un proces de foarte, foarte mulți ani. Deci am rezolvat, uite, mai pun o dată. Am rezolvat cu prima șarpantă. Uite asta de aici. Prima șarpantă s-a rezolvat cu ea. Trecem pe partea cealaltă. Adică pe asta. Uite așa. Am vom lucra strict pe aceste două șarpante. Da. Creștere dreaptă, se bifurcă la un moment dat, prea mulți muguri, nu am decât 1, 2, 3, trebuie să fiu foarte atent, de aici știu când va da creșteri, de aici de jos, pentru că unul e de desubt, unul e în partea aia, dar ăsta e deasupra, de aici voi obține ramură de sacrificiu. După aia nu mai am nimic și am bifurcația asta. În două. Asta e fără bifurcații. O grămadă de muguri pe ea, muguri aici,
am o grămadă de muguri. Fiecare mugurii trebuie calculat în legea lui. Deci, cred că până acum, dintre toate șarpantele, asta va genera cele mai multe creșteri. Pentru că am foarte mulți muguri pe ea, în toate direcțiile posibile. E bun, hai să o luăm mărunțel. Cea mai mare grijă a mea acum este să nu rănesc deja mugurii existenți. Că dacă i-am orbit, pa la revedere, îmi rămâne cheală. Deci să degarnisești, nu voi mai avea creșteri. Dacă nu sunt atent și rănesc mugurii ăștia viabili, n-am rezolvat nimic. Îmi va rămâne o șarpantă cheală și creșterile vor începe de aici, de sus, de undeva. Nu este momentul acum, nu este momentul. Deci abia după mulți ani voi alege ca aceste șarpante pe scurtă dimensiune să fie chele, să fie degarnisite. Deocamdată el în creștere. Fiind în creștere, trebuie să-i dăm voie să vegeteze din toți mugurii viabili posibili. Așa, hai să-l facem așa. Hai. A, cred că așa se vede cea mai bine asta. Dacă am pe asta în sensul ăsta, automat trebuie să fiu atent pe asta în ce direcție o duc. Uite, am muguri viabile aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 muguri viabile. Trebuie să fiu atent să nu-i rănesc sub nicio formă. Cam da, cam da, cam bună, cam bun cablul ăsta. Eu, deci la bază. Și începem show. După modelare, deci am modelat, n-am modelat, am înfășurat, deocamdată am înfășurat. Uite, pe asta l-am înfășurat. Așa. Hai să încercăm să modelăm și îi dăm și o scurtare, se vede foarte bine la un mugure exterior aici. Bam. Mai. Corespunde cu ce am făcut până acum. Am mai rezolvat așa o bandă. Mă rezolvăm pe asta. Și anume asta. Asta. Un, doi, trei. Creșterii. Ramurile de sacrificiu. La vârf nu prea am nimic decât bifurcații. Dacă n-am păstrat bifurcații aici, n-am păstrat bifurcații aici, automat nu o să păstrez nici aici bifurcații. Deci,
Hai să o înfășurăm și vedem cum scurtăm astea două bifurcații, creșterile astea anuale. Uite așa. Asta e prea subțiri. Asta verde prea lungă. Trebuie ceva mai scurt. Ceva mai scurtut. Gata, am găsit. Da, e numai bună. Căutăm mugurii să-i ferim la înfășurare. Dăm printre ei, nu peste ei. Gata. Gata. Bun. Asta e pe direcția ei. Asta e pe direcția ei. Asta e pe direcția ei. Acum asta trebuie dus pe direcția ei. Și anume ceva de genul. Pare destul de echilibrat. Poate un pic mai așa, dar nu prea mult. Așa. O tragem în jos în prima fază și după aia un pic pe verticală. Și după aia un pic așa. Uite așa. Uite, uite, cam asta-i. Așa. Și pentru că avem doi muguri foarte viabili, foarte bine dezvoltați, renunțăm la creșterile astea vegetative. Și vom permite două creșteri în continuare de aici. Bun. Bun. Bun, 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 bun. Bun. La sfârșit, pac, mai faci un pic așa, mai un pic așa, da, uite-o, ăsta este, n-am ce să-i fac mai mult de atât, asta, ia-ți văd eu un pic, ia-ți văd eu un pic, da, asta este mult prea, mult prea, înaltă, dar hai să lăsăm că nu-i lovitura finală, asta nu este lovitura finală, așa arată, așa arată, nu-mi place că asta se duce prea drept, mai modelăm, da, deci în proporție de 80% acceptabil. În proporție de 80% acceptabil. Ăsta nu este un pomișor de 5, 7, 10 ani încât să zicem gata, acum îl facem, acum îl dregem. Totul vine făcut periodic. Da. Da, sunt mulțumit. Deci, deocamdată sunt mulțumit cu ce am obținut în prima fază. Așteptăm să plecem vegetații. Uite așa. Da, mai umblăm la el, mai umblăm la el. Avem timp să umblăm la el, nu-i problem. Avem timp, avem timp, avem. Este timp, este timp, da. Este timpul de umbla la el. Bun, dacă pe ăsta l-am organizat din cabluri, hai să-i dăm un...
Ceva de genul. Am terminat cu el. Hai să prindem o imagine bună. Da, în primul rând, ca să ne dăm seama despre ce coroană este vorba, trebuie de foliat. Să vedem șarpantele, să vedem ramurile de sacrificiu, să vedem creșterile, să vedem tot ce trebuie văzut. Opa, stai liniștit aici, nu te hazarda. Nu te hazarda că am nevoie să stai extrem de bine aici. Ia vedem. Sperăm la mai bine. Asta trebuie să-l filmăm în așa fel încât să-i prezentăm și trunchiul. Pentru că piesa de rezistență, spre deosebire de celălalt cireș, aici avem un trunchi deosebit. Avem un trunchi deosebit și în primul an de creșteri vegetative a fost cumva trăinuit pe orizontal, aplatizat. Și dacă l-am trăinuit așa din primul an, de la plantarii, așa îl ținem. Deci nu permitem sub nicio formă la... Îl facem cu cabluri sau nu facem cu cabluri, nu știu, vedem. Dar hai să-l defoliem. Îl defoliem ca să vedem exact cu ce avem de-a face. Cu ce creșteri, cu ce nebunii. Ramură de sacrificiu. O să scurtez, pentru că știu din start că este ramură de sacrificiu. Nu este o ramură care îmi va fi de folos în structura bonsaiului pe viitor. Aia va fi eliminată. Rolul ei este de a dezvolta șarpanta principală. Și atât. Mai fac și câteva scurtări, dar le voi explica la urmă. Deci le-am făcut. Care-i faza?
foarte ușor că avem muguri viabile aici, foarte bine dezvoltați. Iarăși o ramură de sacrificiu. Las că la urmă le tai, le scurtez pe toate ramurile astea de sacrificiu. În prima fază mai puțin, în a doua fază mai mult le voi scurta și voi explica. Ramură de sacrificiu. Nici mai stau să o defoliez. Nu mai stau să o defoliez. Am scurtat-o la... Uite, am doi muguri viabile aici. Din care... Doi muguri viabile care vor genera creșteri. Așa. Va fi sau nu va fi? Vedem. Muguri exterior, nu elimin asta sau ar trebui eliminat, mai vedem, nu-s hotărât încă pentru că nu am imaginea completă. Aici pot să fac treaba asta ca să mai eliberez din coroană și să-l văd mai bine. Mugurii de desubt. I-am scurtat mugurii de desubt. Cam asta este faza cu defoliere. Strângem aici. Da. Uite. Cred că din poziția asta se vede cea mai bine. Trunchiul. Îmi trebuie coala 4. Hai să prezentăm trunchiul.
Cam atât. Uite. Ideea este în felul următor. Dacă picolegul ia să-i dau eu drumul la sârmile astea prin care el a fost trăinuit în primul an de existență. Așa, bun. L-am eliberat. L-am eliberat. Bun. Dacă pentru exemplarul precedent am folosit cabluri, pentru acest exemplar nu voi folosi decât strict foarfeca. Nu-l voi modela sub nicio formă în cabluri, pentru că și asta este o variantă de abordat și de practicat. Și atunci facem așa. O luăm sistematic, o luăm mărunțel. Bun. Asta este șarpanta principală. Din șarpanta principală am avut două creșteri. Una mai pe verticală, una mai pe orizontală. Automat renunțăm la asta, pentru că totul este aplatizat. În toată structura pomului am folosit sistemul de aplatizare. Eliminăm creșterea pe verticală. După ce am eliminat creșterea pe verticală, scurtăm la un muguri dedesubt, să-mi plece în continuare dedesubt. M-am mugurit viabil și aici, m-am mugurit, deci în ambele părți, am și stânga și dreapta. Bun, deci din forfec am rezolvat o șarpantă. Mergem la următoarea. Asta. Asta. Uite, șarpanta asta. Pe începul ăsta, unde găsim un muguri viabil aici? Abia aici l-am găsit dedesubt. Am scurtat și așteptăm creștere din partea asta. O secundară. O secundară care are muguri viabil abia aici. Dedesubt. Probabil asta mică va deveni, va lua locul ăsteia. Dar mai rămâne de văzut. Mai departe. Mai departe. Mai departe scriu în carte. În primul rând îi fac așa. Și mă bazez pe asta. Sau mai degrabă îi dau așa. Și mă bazez pe asta. De aici de sub. Două creșteri. Două creșteri. Două creșteri și un muguri viabil dedesubt. Renunț la cele două creșteri și mă bazez pe creșterea asta care va pleca de dedesubt. O altă creștere orizontală pe care o voi scurta și pe ea. Uite așa. Aștept creștere de aici, aștept creștere de aici. Mai departe, ramură de sacrificiu, asta, care pleacă pe verticală. Am muguri viabil aici, nu o elimin, pentru că vreau să-mi îngroașe în continuare. Am doi muguri, de fapt, viabili. Vreau să-mi îngroașe. Am eliminat-o la doi muguri. Mai departe, tot ramură de sacrificiu, o elimin la doi muguri. Am muguri aici, am muguri pe partea asta.
dânsa este pe poziția necesară cu o creștere și o elimin la 2 muguri, pentru că am aici 2 muguri. Uite aici, 2 muguri. Mergem mai departe. Asta pleacă prea încolo și am o creștere aici și automat o reduc, pentru că concentrez creșterea pe această formațiune. Mergem mai departe. Mai departe e cam buclucașă treaba. Pentru că din șarpanta asta principală, trebuie să dau așa să vad bine, așa. Asta e muguri de rod, creștere. Creșterea asta vreau să o păstrez, că e pe direcția cea bună, dar o scurtez la un muguri care pleacă în partea asta, nu pleacă în partea asta. Deja sunt aglomerat aici. Creștere de sacrificiu. Are una, două, trei muguri. Îi păstrăm pe toți trei. Scurtăm. Va fi eliminată când va trebui eliminată, nici de cum în faza asta. Iar creșterea asta, care are una, două, plus bifurcații, eliminăm bifurcația pentru că avem doi muguri viabili, trei chiar, care vor genera creștere. Din tot bonsaiul, partea cea mai problematică a rămas aceasta. Asta a rămas pentru că este și viguroasă și prea lungă și automat trebuie echilibrat și o vom scurta. Eu aș putea să o scurtez și de aici și cred că asta o să-și fac. Și în momentul de față totul este echilibrat. Gata. Bonsai, cireș, făcut, trăinuit, doar din inițial din sârmii de tragere, pentru tragere la orizontală. Sacrificiu, da, și cam atât. Pe fiecare șarpantă, ne dorim câte o astfel de creștere. Asta este exemplar făcut numai din forfec. Urmează acum, când va genera la primăvară creșteri de aici, ne orientăm doar pe vârfuri, de aici, de peste tot pe vârfuri, urmează să le trăinuim în pași mărunți. Da? Să-i menținem coroana aplatizată, să lăsăm ramurile de sacrificiu să se dezvolte, cum e asta. Iar tot ce va genera de pe vârfuri, direcționat la momentul potrivit. La momentul potrivit nu vom mai direcționa cu cabluri. Uite, de exemplu, aici am o problemă. Problemă și nu-i problemă. Dar nu știu dacă să mă bag acum la ea. Ca să mai lăsau. Am două foarte apropiate, două ramuri principale foarte bine dezvoltate și foarte apropiate. Și cred că voi renunța la... Unde ești? Aici ești. Uite așa. Uite, la asta voi renunța. Pac. Să nu-l aglomerez prea tare și să fac loc la creșteri. Bun. Cam asta este. Asta este la 3 muguri. Îi dăm la 2. Și cu asta am încheiat citatul. O ultimă privire de ansamblu. Da? Asta este cireșul care va fi format numai din foarfec.
fără cabluri. Fără cabluri de dresare, fără cabluri de trăinuire și așa mai departe. Da. Asta e de sacrificiu. Repet. Să dispare de aici complet. Aici mi-ar fi trebuit o ramură, dar vedem pe viitor. Este abia anul 1. Este abia în primul an de la recoltarii. Primul an de la prima trăinuirii. Direcționare mai precis, că prea multe trăinuiri n-a făcut. Asta a fost făcut doar din foarfec. Doar din foarfec și din, și din sârmele astea cu care am direcționat creșterile. L-am dorit aplatizat. Dacă ăsta este aplatizat, precedentul va fi pe coroană semi-verticală. Creșteri, se vor permite creșterile pe verticală a lui ea. Ăstuia nu se vor permite. Cam asta este. Da. Asta este. Fasonarii, modelarii din foarfec. Și acum urmează a fi introdus, uite, șarpant aici. Uite aici. Șerpuirii, tot ce trebuie. Numai din foarfec. Că nu există urmă de cablu, nu există nimic. Deci, se poate, orice bonsai se poate executa atât din foarfec, cât și din trăinuire prin sârmi. Cabluri. Eu prefer, dacă ar fi să așa, prefer. Nu, că e de la pom la pom, e de la specie la specie și așa mai departe. Dar hai să ne rezumăm doar la faptul că un cireș bonsai poate fi trăinuit atât prin cabluri, cât și doar din foarfec. Și cu asta am încheiat statul. Da. Urmează vărât în gaură.